O să dau citire hotărârii numărul 883 din 10-a 12-a 2019. Hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar în condițiile legii a funcției publice de prefect al județului Alba de către domnul Daniel Ioan. Exercită cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, funcția publică de prefect al județului Galați. Semnează premierul României, domnul Ludovic Orban. Eu, Aurămescu Gabriel Ioan, numit în funcția publică de prefect al județului Galați, prin hotărârea Guvernului nr. 888 din 2019, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 251 alineatul 3 din ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 pe 2019 privind codul administrativ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Galați. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Bună seara, doamnelor și domnilor conducători ai serviciilor publice de concertare din județ și invitați. Vă mulțumesc pentru participarea la ședința de investire a prefectului județului Galați. Îmi face o deosebită onoare să fiu nominat de Guvernul României în această funcție într-unul dintre județele reprezentative pentru regiunea sud-est. Și totodată vă asigur că îmi voi da toată silința pentru a profesionaliza și funcția publică și pentru a avea rezultate cât mai bune în județul Galați. După cum știți, am ocupat o funcție de conducere în cadrul ANAF-ului, la nivel regional. Sunt familiarizat cu problemele din toate cele 6 județe ale regiunii. Și totodată vreau să știți că experiența pe care am acumulat-o din 2004, de când am intrat în funcția publică, s-a canalizat și s-a către o dezvoltare personală și profesională permanentă. Rugămintea este să colaborăm, să lucrăm împreună și aș vrea ca până la sfârșitul săptămânii viitoare să avem câte o întâlnire cu fiecare serviciu public de concentrat. Vreau să cunosc și eu conducerea fiecărui serviciu public de concentrat. Să analizăm împreună prioritățile, să analizăm împreună ce a fost bine, ce poate fi îmbunătățit și împreună să rezolvăm problemele care apar, problemele inerente. Pe de altă parte, vin la instituția prefectului după o experiență de 6 ani în finanțe. Anterior am lucrat 9 ani într-o prefectură și știu foarte bine și calitatea oamenilor din prefecturi și nu mă îndoiesc că voi găsi o echipă profesionistă împreună cu care voi lucra cu toată încrederea. Îmi doresc din partea colegilor mei implicare și asumare și totodată transparență în actul administrativ și totodată țin să mulțumesc și predecesorului meu, domnul Protocol, pentru activitatea desfășurată și o să ne vedem în perioada următoare fiecare în parte și o să stabilim prioritățile. Pentru ziua de vineri o să vrem să facem o întâlnire împreună cu domnul subprefect, cu reprezentanții ISU, Garda de Mediu, Inspecția în Construcții și Inspectorul Teritoriul de Mediu. Și cu conducerea Inspectorului Județean de Poliție. În principiu, vineri la ora 10, ne vedem aici și vom avea o întâlnire pe aspecte care țin atât de siguranța cetățeanului, cât și pe evenimentele recente care au avut.
Eu vă mulțumesc în această seară pentru participare. Vă asigur de toată disponibilitatea mea și să facem treabă între. Vă mulțumesc mult. Legat de prima ședință pe care ați convocat-o pentru vineri, de ce anume, pe ce subiect mai exact? În primul rând doresc să facem o evaluare a tuturor serviciilor publice deconcentrate și, așa cum am spus și în cadrul ședinței, aș vrea să ne aplecăm asupra problemelor stringente care apar atât în municipiul Galați cât și în județul Galați. În afară de incidentul care a avut loc în urmă câteva zile, una dintre prioritățile noastre o reprezintă siguranța cetățeanului. Și aș vrea ca în perioada următoare, mai ales că vin sărbătorile, toată lumea să fie la datorie și siguranța cetățeanului să reprezinte o prioritate pentru toți, indiferent de zi și de oră. Dar discuțiile vor fi legate și de expoziția care a avut. Da, absolut, pentru că e un incident care este pe prima pagină a tuturor ziarelor. Se putea transforma într-o tragedie. Mă gândesc că pe acolo putea să treacă un microbus cu copii și copii care nu aveau nicio vină și să putea întâmpla o nenorocire. Și atunci să vedem despre ce a fost vorba, facem o analiză a problemelor, a cauzelor și vom lua decizia. Vă rog să vă aduceți o scurtă prezentare a dumneavoastră. Nu vă cunoaștem. Câți ani aveți? Ce studii aveți? În ce prefectură ați lucrat? Că ați spus că într-o prefectură. Să o luăm cu începutul. În afara faptului că CV-ul e public și n-a fost niciodată o problemă și ținând cont de solemnitatea momentului, detaliile o să vă invit să le discutăm într-o săptămână, poate săptămâna următoare, la întâlnire cu toți reprezentanții presei și o să intrăm în amănunte. Dar, pe scurt, am 39 de ani, am lucrat în Ministerul Integrării Europene, în Ministerul Afacerilor Interne la Prefectura Județului Buzău, după care din 2013 am venit la Galați, la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați. Și de atunci, cu o pauză de un an și câteva luni la București, sunt la Galați. Înțeleg că aveți statut de înalt funcționar public. Nu, am cursul de înalt funcționar public. Statutul de înalt funcționar public se dobândește în urma concursului, așa cum prevede codul administrativ. Concurs național care s-a organizat, probabil se va organiza. Noi ocupăm funcția, toți cei care am fost nominalizați, prin detașare. Prin detașare de pe funcții publice de conducere în corpul înalților funcționari publici. Și la Prefectura Buzău ce funcție? Am fost consilier de integrare europeană și consilier pentru afaceri europene.